această seară, la Train alături de Andreea Mantea, reality show-ul difuzat în fiecare luni, la Canal D, de la ora 23, telespectatorii vor afla o nouă afila din povestea de viața a Andrei Mantea și vor descoperi locurile unde aceasta și-a petrecut mare parte din anii copilăriei. Andreea Mantea merge împreună cu David și membrii familiei, la Tara, la cules de struguri, în tot acest timp, drumul rural, pe care îl parcurge în Caruta, este presarat cu relatări ale amintirilor emoționante ale vedetei, din anii copilăriei, de pe vremea când cu trăiera locurile acelea și mergea la muncile campului. După o zi istovitoare, plină de peripetii și de panat amintiri la nelipsita masa campenească, Andreea Mantea se întoarce la București. Însă vedeta nu revine cu mana gola, ci doi face pe plac fiului și doi aduce un cocos și două găini. Din dorința de a-l responsabiliza și de a reedita activitatea pe care ea însă și le-a făcut în trecut, în copilărie, Andreea Mantea aduce necuvântatoarele la capitala. La varstata mă trezeam cu noaptea în cap ca să dau mâncare la găini. O să îți arăt cum se face acest lucru. Îmi place la nebunie să aud când canta cocosul dimineața, spune Andreea Mantea. Pasarile îi se găsesc loc imediat în curtea familiei, spre bucuria lui David. Grijuliu și din dorința de a le oferi atenție totală, chiar și în toiul nopții, David le adaposteste în casa, fără stirea mamei. Socata, Andreea Mantea e nevoită să instituie o pereiune curatenie generală, în miez de noapte. Miroase într-un mare fel. Sticand mai iese mirosul acesta de cotineta. La primavara, una e să stea animalele la locul lor, afară, să ne jucăm cu ele, să mergem să le dăm de mâncare, și alta este să traim cu ele în casa. Înțeleg orice razgaiala, dar totul are o limită. Doi atrage Andreea Mantea atenția lui David, facându-le să înțeleagă că locul animalelor este afară, în curte.